Ok, fii atent puțin la obiectivele acestea Canon, pentru că merită. Canon RF 15 30mm, un obiectiv zoom cu diafragmă variabilă între 4.5 și 6.3 și Canon RF 24mm f1.8 macro, ambele cu stabilizare, compacte, wide, ușoare, dar, cel mai important, accesibile, adică nu o să te coste o avere. Cele două obiective pe care ți le prezint astăzi ți se potrivesc dacă ești pasionat de fotografie de stradă, fotografie de peisaj, de arhitectură, macro, vlogging, podcast și, bineînțeles, YouTube. Cum spuneam, ambele sunt obiective din gama 9 RF și se pot folosi atât pe format full frame, pe un Canon EOS R, de exemplu, cât și pe format crop, cum ar fi camerele Canon EOS R7 și R10. Sunt obiective entry-level și, totuși, dacă o să te uiți la poze făcute cu ele, o să simți calitate, culori bune și contrast bun. Bun, pe care îl alegi? Cu care vrei să începem? 15-30? Bine. Fii atent. Diafragma acestui obiectiv este variabilă între 4.5 și 6.3. Din start, trebuie să accepți ideea că, fiind un obiectiv wide și nu atât de luminos, ca să obții un fundal blurat cât de cât, va trebui să te apropii destul de mult de subiectul pe care îl pozezi. Vei găsi comutatoare fizice pentru stabilizare și pentru inelul de funcții, care poate deveni și inel pentru focus. Este o lentilă cu motor STM, adică step motor, iar acestea sunt cunoscute deja pentru partea video, în special pentru că focusează foarte repede și fin. La 15 mm, obiectivul acesta este chiar wide, potrivit pentru vlogging, iar dacă vrei și puțin zoom când faci poză de portret sau poate când te filmezi, poți apropia la 30 de mm. Când vei filma cu această lentilă, va trebui să reajustezi expunerea de fiecare dată când faci zoom in sau zoom out, pentru că diafragma va fluctua între 4.5 și 6.3. Dar dacă vrei să rezolvi problema asta, ai două soluții. Poți seta ISO pe auto, astfel încât camera reajustează automat expunerea, sau mărești manual diafragma la 6.3, astfel încât vei avea expunerea constantă chiar dacă faci zoom. Autofocusul pe partea video funcționează foarte bine, e rapid, e precis și dacă ești aproape de subiect, poți obține și ceva fundal blurat. Stabilizarea de 5,5 stopuri este importantă pe acest obiectiv, nu neapărat la 15 mm pentru că este o focală wide, ci la 30 de mm. Așa că folosește-o cu încredere pentru că merită. Distanța minimă de focus este de 13 cm atunci când obiectivul este la 15 mm, ceea ce îți permite să te apropii mult de subiecte. O să ne uităm la poze imediat făcute chiar cu acest RF 15 30mm, însă îți mai spun că acest obiectiv cântărește 390 de grame și diafragma acestui obiectiv are 7 lamele. Iar acum, hai să ne uităm la o serie de imagini realizate cu acest obiectiv. O să vezi pe ecran și focala folosită, dar și camera cu care am combinat obiectivul. Am alternat între 15 mm și 30 de mm pentru că am vrut mereu să văd cum se comportă la cele două extreme și eu cel puțin sunt foarte mulțumit de rezultat. Înainte să trecem mai departe, vreau să spun că vei găsi link-uri în descriere la cele două obiective din acest video și ai să observi faptul că la calitatea pe care o oferă, această lentilă 15-30 mm, dar și cea despre care urmează să vorbim, au un preț foarte bun. Iar acum să trecem la lentila cu focală fixă, Canon 24 mm f1.8 RF. Chiar dacă poate ți se pare că nu prea îți oferă multe, pentru că nu ai zoom, te înșel dacă gândești așa, pentru că are stabilizare foarte bună, are comutator pentru focus manual cu inel dedicat, care se mișcă foarte fin, dar cel mai important este că diafragma se deschide până la 1.8, ceea ce îți permite un blur incredibil de plăcut
Și unde mai pui că este și o lentilă cu abilități macro. Pe partea video m-a interesat mult rapiditatea autofocusului. Și această lentilă are motor STM, dar, în general, când pe lentilă scrie și macro, focusul pe video este puțin mai lent. Ei bine, nu și la acest obiectiv. Am rămas plăcut surprins și pot să spun că focusează puțin mai repede decât Canon 35mm f1.8. Le-am testat pe ambele și acum mi-e clar că 24mm este mai rapid puțin, așa că o declar o lentilă super bună chiar și pe video. Să știi că uneori focala fixă te învață și te ajută să faci poze din ce în ce mai bune. Te pune să te apropii sau să te depărtezi tu de subiect ca să obții cadrul potrivit, să ieși puțin din zona de confort, nu doar să învârți de inelul de zoom. Stabilizarea pe acest obiectiv este tot de 5,5 stopuri și este utilă atât pe foto cât și pe video pentru a elimina microvibrațiile. Când ai stabilizare nativă direct pe obiectiv, îți recomand să o folosești mereu. Este un super beneficiu de fiecare dată când pozezi sau filmezi ținând camera în mână. Acest obiectiv RF de 24mm cântărește 270 de grame, iar diafragma acestuia are 9 lamele rotunjite. Iar acum hai să ne uităm împreună la câteva cadre făcute cu această lentilă, după care revin cu niște concluzii legate de aceste două obiective despre care ți-am vorbit astăzi. Hai să vezi și cadre macro făcute cu obiectivul și hai să înțelegi de ce merită să îl ai în geantă. Și acum păreri personale, așa cum te-am obișnuit mereu. Canon RF 15 30mm este o lentilă ultra-wide performantă și mi se pare că e o lentilă perfectă pentru fotografie de stradă, este destul de wide chiar și pe camere crop. O vei putea folosi și la fotografii de arhitectură, peisaje, călătorie, iar pentru vlogging este zoomul ideal pe care ți-l recomand cu încredere la un preț bun. Și tot la un preț accesibil este și obiectivul Canon 24mm f1.8 RF pe care eu l-aș folosi poate într-un mod puțin mai artistic, așa. De exemplu, când am nevoie să izolez subiecte de fundal, când fotografiez sau când filmez în încăperi cu lumină scăzută, pentru că beneficiez de acel f1.8 și pentru că nu trebuie să-mi bat capul cu zoomul. Plus de asta, mă pot apropia foarte mult de subiecte, adică undeva la 14 cm. Eu sunt Cristi, apreciez ca de fiecare dată că ești aici când îmi iau la revedere de la tine. Dacă ți se pare că ți-am oferit ceva valoare în acest clip, dă-i un like și ne vedem data viitoare. Pa, pa!